Premierul României Marcel Ciolacu împreună cu Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindeanu au verificat stadiul lucrărilor pe autostrada A7 tronson Ploiești-Buzău. Cei doi au mers pe șantier în zona nodului rutier Dumbrava din județul Prahova, care va lega artera de autostrada A3. Ambele loturi sunt în timpul asumat prin contract. Trebuie să finalizeze până la sfârșitul anului. Companii românești, companii mixte, oricum, din punctul meu de vedere, sunt un exemplu de lucru. Pe lotul 1 și pe lotul 2, aici, de la Dumbrava la Mizil și de la Mizil la Pietroasele, stăm așa. Pe lotul 1 sunt aproape spre Progresul, e undeva pe la 80%, pe lotul 2, 88% până în 90%. Termenul, așa cum amintea primul ministru, e toamna acestui an. Pe lângă beneficiu adus tuturor celor care tranzitează județul și trebuie să ajungă în Moldova, vorbim și o potențială dezvoltare a județului Prahova. Este clar că lângă astfel de noduri rutiere și de autostrăzi, tentațiile sunt mari pentru investitori. Ministrul Transporturilor și-a anunțat deja și următoarea vizită de lucru pe șantierul autostrăzii A7. Următoarea vizită, că tot așa ne-am învățat în ultima 6 luni, deci în jurul 15 septembrie, la voi mă aștept să fie bine peste 90, la ei la 95. Cam așa vreau să stăm, astfel încât octombrie, final de octombrie, să ne prindă cu darea în circulație acestor două tronsoane. Grindeanu a tras însă un semnal de alarmă. Există o problemă cu lipsa materialelor de construcții. Guvernul a și dat drumul la anumite scheme de ajutor de stat. Există o criză a materialelor. Că vorbim de tabliere, că vorbim de lucruri care, chiar dacă pe partea cealaltă sunt finalizate, stai după tabliere care de obicei nu-ți vin din România. Sunt de prin alte părți. Nu e valabil doar aici, e valabil și pe alte loturi, că vorbim de centuri ocolitoare sau că vorbim de drumuri expres. Lipsa materialelor în acest moment e o problemă care va trebui să fie abordată separat la nivel de guvern. Dacă primele două loturi se vor deschide anul acesta, lotul 3, cuprins între Pietroasele și Buzău, va fi terminat anul viitor. Aici lucrările au început cu întârziere din cauza unor contestații și în prezent au ajuns la un stadiu fizic de 8,5%.